Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin. Cartea 1, capitolul 1. Dumnezeirea este necuprinsă de minte. Nu trebuie să căutăm și să ne interesăm de cele ce nu ni s-au putut preda de sfinții profeți, apostoli și evangheliști. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul, unul născut care este în sânurile Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Prin urmare, dumnezeirea este inefabilă și incomprehensibilă, căci nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și nici pe Fiul afară de Tatăl. Sfântul Duh însă cunoaște cele ale lui Dumnezeu în chipul în care Duhul omului cunoaște cele ce sunt în el. În afară de prima și fericita fire, nimeni n-a cunoscut vreodată pe Dumnezeu decât numai acela căruia ea i s-a descoperit. Nimeni, nu numai dintre oameni, dar nici dintre puterile suprapământești, adică chiar dintre heruvim și serafim. Dumnezeu însă nu ne-a lăsat în completă neștiință, deoarece cunoștința existenței lui Dumnezeu este însămânțată de el în chip firesc în toți oamenii. Pe lângă aceasta, însăși creația, conservarea și guvernarea acesteia vestesc măreția firii dumnezeiești. Dumnezeu s-a făcut apoi cunoscut atât cât ne este cu putință să-l înțelegem, mai întâi prin lege și prin profeți, iar în urmă prin Fiul Lui, unul născut, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Pentru aceea primim, cunoaștem și cinstim toate cele predate nouă prin lege, prin profeți, prin apostoli și prin evangheliști și nu cercetăm nimic mai mult decât acestea. Dumnezeu, fiind bun, este cauza a tot binele, și nu este supus nici invidiei, nici patimii. Invidia este departe de firea dumnezeiască. Singura bună și în afară de orice patimă. Prin urmare, Dumnezeu, cunoscând toate și îngrijându-se dinainte de folosul fiecăruia, ne-a descoperit să cunoaștem numai ceea ce este de folos, și a trecut sub tăcere ceea ce n-am putut să purtăm. Pe acestea, deci, să le iubim și în acestea să rămânem, nemutând hotarele veșnice și nedepășind dumnezeiasca predanie.